Bun găsit, doamnelor și domnilor, la interviul zilei de astăzi. Invitat în studiul TV Sud este domnul Cosmin Brehuță, este managerul teatrului dramatic Elvira Godanu din municipiul Târgușiu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim pentru prezență. Aș vrea să începem discuția cu. nu știu cât de afectată a fost activitatea dumneavoastră la teatru în perioada aceasta de pandemie. Încă mai avem 30 de zile de stare de alertă, destul de complicat cu spectacole, cu activitatea culturală. A trebuit să ne adaptăm, a trebuit să ne reinventăm pentru că altfel. Evident, că am, am fi avut cu toții de suferit, atât noi, ca și artiști, cât și publicul spectator sau telespectator. Așa că ne-am adaptat. Putem spune că am, avut, am fost teatru cam, care a avut cam ultima premieră înainte de starea de urgență. Asta a fost pe 8 martie. Și am jucat până în data de 11. chiar știu că au și fost câteva articole care cumva ne blamau pentru faptul că facem acest lucru. Dar cât am putut, am ținut, am ținut activitatea deschisă, din simplu motiv că avem suficient sau destul de mulți abonați, față de care avem o datorie, și atunci era important să ne onorăm de această datorie. Dacă e să ne referim strict la ceea ce s-a întâmplat, atât în stare de urgență cât și de alertă, teatrul s-a mișcat în continuu. Ne-am readaptat, am uh, intrat foarte mult pe zona de online, am avut prima premieră a unui spectacol de teatru radiofonic, ceea ce pentru noi a fost o adevărată provocare și, încă o dată, le mulțumesc colegilor mei care s-au ocupat și, în special, lui Pompiliu Ciocchia, care a coordonat impecabil această, acest experiment, aș putea spune, dar care a avut sorți de izbândă. A prins ceea foarte ce, bine! Foarte bine, da! Și ceea ce ne încurajează ca acest spectacol să poate beneficia, dacă o vor permite condițiile, și de o montare reală, ca să spun așa, pentru publicul spectator, mai ales care avea dedicație publicul format din elevii de liceu, fiind o piesă despre ei. Și am făcut tot felul de materiale, unele mai vesele, altele mai triste despre... Am contribuit și noi, ca să spunem, la această campanie cu stați în casă, cu tot felul de materiale de sensibilizare, iar piesa de rezistență o constituie cu colaborarea pe care am avut-o și o avem în continuare cu Inspectoratul Școlar Județean, prin care am pus la dispoziție toată priceperea noastră, împreună cu o echipă formată din profesori de la școlile din, și liceele din județul nostru, care ne-au ne indicat materialele cele mai bune pentru a le putea pune în lectura actorilor, astfel încât elevii să, să poată beneficia de operele cele mai importante în lectura actorilor, într-o lectură, zic eu, cât se poate de interesantă și de hazlie pe alocuri a, a colegilor mei, astfel încât toate aceste materiale au fost distribuite către televiziuni și cred că au putut avea parte de un ajutor, așa cum am făcut și în abonamentele dedicate special elevilor de un ajutor în plus pentru examenul de bacalaureat sau de capacitate. Da, a prins foarte, foarte bine activitatea dumneavoastră din această perioadă pentru elevi, pentru liceeni și nu numai. Teatrul radiofonic, așa cum spuneam, chiar a fost de un real succes. Da, da, și pentru noi o experiență foarte interesantă și totodată o posibilitate în plus de a ne face meseria, pentru că și la noi ca și la sportivi, atâta vreme când ne menținem antrenamentul și spiritul de a așa juca... Este. Uh, ne deprofesionalizăm și atunci e important să rămânem într-un an flux, chiar dacă asta înseamnă să ne adaptăm, să ne reinventăm, să ne adresăm mai mult mediului online sau televiziunilor, ceea ce pentru noi este la fel de important că, până la urmă, fiind o instituție de cultură susținută din banii contribuabilor, din banii noștri tuturor, e normal ca lucrurile acestea să se întoarcă la fel în mod gratuit față de, de, toți cetățenii municipiului Târgu Jiu și nu numai, pentru că ne-am adresat unei piețe mult mai largi, dacă e să luăm în calcul că nu, mai toate televiziunile deja sunt regionale. Ne-am extins, am început colaborări și cu televiziuni din Severin, exact pentru a, a ne putea adresa unei viitoare piețe pe care vrem să, vrem să ne adresăm, inclusiv în Ardeal. În județul Constanța. Adică am încercat să, să ne pregătim cumva terenul. La un moment dat se va ieși și din această situație să ne pregătim terenul pentru, o posibil, pentru un posibil turneu sau mai multe turnee. Așa este, ați venit cu câte ceva în plus pentru fiecare categorie de vârstă, pentru exact. toate gusturile. Am văzut că ați avut și Stedham Comedy, ați avut și punguța cu doi bani și foarte, foarte multe scenete. Dacă ne referim strict la ceea ce s-a întâmplat în cadrul stagiunii estivale, asta deja este un plus la care la fel trebuie să le mulțumesc colegilor mei pentru simplu motiv că au... Au fost alături de, de teatru, și au susținut, chiar dacă în mod normal, noi, în lunile de vară, cu tot cu recuperări, avem aproximativ două luni de vacanță. Pentru că, așa prevede legea, și e momentul în care publicul de obicei. Da, este plecat în concediu. Este plecat în concediu și mai, mai greu aduce oamenii la teatru, indiferent de forma de manifestare pe care, sau poate doar cea stradală. Ori noi ne având acest specific, dar pe care îl învățăm din mers, pentru că va trebui să ne adaptăm la tot ceea ce putem crede că se va întâmpla. Le mulțumesc că au rămas lângă instituție și am putut susține toată vara, iată, din, de la sfârșitul lunii iunie până acum în septembrie, pe 25 închidem stagiunea estivală am putut relua și adapta spectacolul la, la, spațiile convenționale sau mai puțin convenționale, fie că vorbim de grădina de vară, Teatrul de Vară Nelu Dumitru și cu această ocazie dați în voie să-i mulțumesc domnului Bratu pentru găzduire. Ne-am adaptat și unor parcuri, inclusiv cel de la Coloana, am jucat și în debarcader, spectacole. Și asta a presupus, a fost destul de stresant, atât pentru tehnică cât și pentru actori și mai ales pentru a putea aduce în condiții cele mai bune un produs cultural artistic care trebuie să fie cât se poate de aproape de felul în care el a fost creat. Dar condițiile de aer liber presupun un picuț alte rigori la care încă pot spune că mai avem de lucru în a ne adapta, cel puțin din punct de vedere tehnic. Aici fie sens. că vorbim de de microfoane de boxe De reflectoare speciale pentru exterior Și multe, multe, multe altele Ceea ce ne dorim ca pe viitor Dat fiind succesul pe care l-am avut În această vară, cel puțin în, La grădina de vară să, Ca autoritatea să, să ne sprijine Și să putem investi în acel spațiu Așa cum se cuvine Fie că vorbim de, de scaune Fie că vorbim de partea De scenă unde ar fi nevoie De, de câteva ștânci, de o cortină Putem vorbi dacă e să visăm frumos și la o copertină retractabilă care să, să, ofere o condiții și mai bune publicului spectator. E adevărat, anul ăsta chiar am avut noroc. E, niciun, ba da, un singur eveniment care trebuia să desfășoare în parc la debarcader a fost amânat pentru a doua zi, dar în rest nu am, nu am anulat nimic. Lunile iulie și august au fost foarte pline pentru Teatrul Dramatic Elvira Vădeanu. Aș vrea să ne spuneți ce ați pregătit pentru septembrie. Deja suntem în 15 septembrie, aveți un mare eveniment pe 25 septembrie. Da. Pentru luna septembrie, pe lângă teatrele pe care le-am avut invitate din, din țară, mai avem un eveniment acum pe 19 sâmbătă la uh, Clubul Caractere Summer Club, pe variantă, pentru cei care știu, avem un spectacol de improvizație. Spectacol care a fost prezentat cu foarte mare succes la festivalul concurs de improvizație de la Orade, unde colegii mei au fost timp de patru zile în cantonament, ca să spunem așa. Și îl, îl jucăm acum sâmbătă de la ora 21. Puteți rezerva locuri direct de la adresa de Facebook a clubului. Iar pe data de 25 închidem această stagiune estivală, dacă îi putem spune așa, vremea a ținut cu noi și atunci chiar putem spune că uh, a fost o stagiune estivală cu un eveniment de gală, Caramitru Mălăiele, câte în lună și în stele, alături de viol violoncelistul Adrian Naidin. Mai sunt uh, bilete pentru că acesta a fost un eveniment, este un eveniment organizat cu... Uh, cu intrare, cu bilet, acestea pot fi achiziționate de la Agenția Teatrului sau de pe site-ul www.tomtix.ro. Prețul unui bilet este de 30 de lei. Sperăm ca vremea să țină cu noi, așa cum a ținut toată vara, și să, să fie un eveniment de care să ne aducem aminte mult timp de aici încolo. Mai ales că la coloană este un spațiu extraordinar și. Da, Uh, inclusiv la seara de folk uh, pe care am organizat-o împreună cu Direcția de Evenimente și cu Școala Populară de Artă uh, sau la concertul la Milea cu Bobo Burlăceanu, am văzut că lumea vine în număr foarte mare acolo. Uh, parte din ei, cât s-au putut, conform legii, să intre în uh, perimetru uh, de care suntem direct răspunzători, s-au comportat impecabil iar ceilalți, la fel de civilizat, s-au așezat pe margine și au adus pături și au putut urmări spectacolele pe care le-am desfășurat în acel spațiu. Conform informațiilor de la meteorologie, din câte știu, vremea va fi destul de călduroasă până la sfârșitul lunii septembrie, 25 de grade. Să nu uităm că ieri, 14 septembrie, am avut 32 de grade în Municipiul Târgușul. foarte, foarte cald. Doamne, ajută, ce să Doamne, ajută, așa este. Să <laughs> țină cu noi. Aș vrea să ne spuneți ce vă propuneți după aceea. Urmează o perioadă de concediu pentru. Da, urmează o perioadă bine meritată de relaș, nu pentru toată lumea. Pentru că. Avem această datorie de a păstra tradiția deschiderii de stagiune, și atunci vorbim de o nouă premieră a teatrului, care va avea loc probabil pe începutul lunii noiembrie sau, în cel mai fericit caz, pe sfârșit de luna octombrie. Nu aș vrea să dezvălui încă titlul. Ce pot să spun că este vorba de o comedie. Amară sau nu, asta se va vedea până la urmă. Dar parte din noi vom rămâne în continuare în activitate strict pentru a putea păstra această tradiție, iar în rest, majoritatea colegilor, cel puțin din partea artistică și tehnică și de producție, vor, vor avea parte de o bine meritată vacanță. Pentru că, așa cum, cum s-a văzut de altfel, a fost o activitate destul de intensă și aici nu luăm în calcul doar spectacolele pe care le-am prezentat la sfârșit de săptămână, printre care ar trebui să, să să pomene și de premiera pe care am avut-o special dedicată acelui spațiu și anume Grădinii de Vară, cu care am și fost în festival. Săptămâna trecută am închis festivalul de la Deva, îndrăgostiții din Ancona. Deci am, am avut o premieră și, și pentru maturi în aceste condiții. Um... Sper să, pe lângă această deschidere de stagiune, să fie punctată pe ambele, pe ambele categorii distincte de public, așa cum am făcut și anul trecut, adică am avut undeva pe vremea asta, aveam cam cu o săptămână în urmă, debutul stagiunii pentru cei mici, dar până nu, nu se liniștesc apele și în ceea ce privește începerea anului școlar, nu putem spune dacă vom putea păstra tradiția abonamentelor pe care Teatrul Dramatic Elvira Vodeanu le-a avut de-a lungul anului în instituțiile educaționale din municipiu și nu numai. Și, evident, premiera pentru, pentru maturi. Dar, tocmai de asta, poate e bine acum să avem această perioadă de pauză, astfel încât să luăm deciziile cele mai bune văzând de fapt care va fi și evoluția infectărilor și să sperăm că lucrurile vor fi ținute sub control și vom putea să ne întâlnim din nou în sală. Aici, sincer, mai este încă un mic detaliu care ține de acest normativ mult discutat. E adevărat, sunt teatre care au dat deja drumul la activitate, numai că toată responsabilitatea, la fel ca și sistemul educațional, e plasată pe. pe în cărca managerilor de instituție, și atunci, din păcate, nu foarte multă lume are curajul asumării. Și până nu vedem exact, sau până nu lămurim exact ceea ce înseamnă anumite articole care se cam contrazic, și aici luăm în calcul distanțarea de minim un metru jumate, nu, care ar trebui să fie între spectatori, dar și posibilitatea de a merge până la 50% din ceea ce înseamnă capacitatea sălii. E adevărat, avem o sală mică, acum dezavantaja. suntem noi din punctul ăsta de vedere față de alte teatre. Um, e destul de greu să vedem cum, pe care o respectăm, cea de 50% din capacitatea sălii sau un metru jumate. Pentru că dacă este în după un metru jumate, mai mult de 30 de oameni la măsurătorile noastre nu ar intra da, în sală, iar dacă vorbim de jumătate de, de, din capacitate, vorbim de 100 de oameni, dar e delicat și să vedem împreună cu uh, Direcția Sanitară Publică și cu uh, reprezentanții uh, medicinii muncii care va fi cea mai bună soluție astfel încât să nu punem în pericol, în primul rând, spectatorii, dar nici actorii. Partea bună e că uh, măcar nu ni se permite să jucăm fără mască, mai puțin în spectacolele care presupun ca parte de recuzită masca. Și aici mă refer la comedia de la arte sau teatru antic. Deci, uh, măcar asta va fi posibil. E clar că vorbim de spectacole în puține personaje: care vor avea o durată nu mai mare de o oră jumate. Adică sunt destul de multe lucruri care ne îngrădesc, ceea ce uh, va constitui un plus de greutate pentru noi să alegem din reluările, uh, din spectacole pe care noi deja le avem în repertoriu. Uh, cele mai potrivite titluri care să, să se conformeze acestor norme. Și, din păcate, pot spune foarte clar și au văzut toți cei care ne-au trecut pragul: că nu sunt atât de multe spectacole cu puțini oameni. Așa este. Da. Uh, având o, o trupă, zic eu, nu neapărat numeroasă, mai mare decât uh, normele ne dau voie, acum, dat fiind și perimetru scenei, uh, sunt destul de puține tiluri pe care le putem a, a relua fără să denaturăm uh, actul artistic și ceea ce au trebuit ele să însemne în mod inițial. Da, sunt multe semne de întrebare, așa cum spuneați eu dumneavoastră. Vă un în dat o discuție, nu știu dacă mai este de actualitate, cu machiajul actorilor de la distanță. Ceva de genul? Cum e asta? Da. Sincer, și... nu știu cum, cum se poate face machiaj de la distanță. Uh, îmi pare aberant numai așa ca formulare. În principiu, V-am zis, noi respectăm toate normele, chiar au fost și acum deplasările pe care le-am făcut, am, am eludat din delegație machiorul, tocmai plecând de la primiza faptului că știind ceea ce, ceea ce avem de făcut, fiecare se poate machia singur, chiar dacă rezultatul evident nu este același. Nu-mi dau seama cum ar trebui să fie acest machiaj de la distanță. Nu știu, cu o prelungire cu... <laughs> și nu văd cum se facă acest lucru. Îmi pare, sincer, îmi pare o aberație și mi-asum ceea ce spun. Sper ca, totuși, să vocile cele mai importante ale acestui domeniu de activitate să spună clar și răspicat împreună cu practic toți managerii de instituții culturale: să putem să găsim soluțiile cele mai bune astfel încât să ne putem manifesta și să. Menținem totodată și interesul spectatorilor pentru, pentru spectacolele de teatru, pentru că asta s-a văzut în toată această perioadă de vară, unde m-am bucurat că numai după două săptămâni de când am debutat stagiunea estivală, oamenii deja s-au obișnuit să vină, să-și rezerve loc, să se comporte foarte civilizat, adică noi pe fiecare bilet sau invitație aveam trecută ora, era o temporizare astfel încât să nu existe vreo posibilitate de aglomerare și foarte civilizați s-au comportat, comportat și trebuie să le mulțumesc pentru asta, au venit la timp, totodată trebuie să le mulțumesc tuturor instituțiilor care ne-au sprijinit în, în, acest demers și dați-mi voie să-i amintesc pe uh, domnul Narcis de la Direcția de Sănătate Publică Gorș, uh, pe domnul Drăghia de la Inspectoratul de Poliție uh, Județean, pe, uh, să pomenesc de Inspectoratul de Jandarmi, Tudor Vladimirescu Gorș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Poliția locală, Direcția Publică de Protecție Socială, cu doamne care ți-era mai mare dragul, cât de amabil se comportau în fiecare seară cu, cu toți cei care ne-au trecut pragul. Și asta mă bucuram că oamenii au nevoie de actul cultural, au nevoie de, de artă, au nevoie de teatru, au nevoie de muzică, mai ales în ceea ce înseamnă astăzi situația. Grată prin care trecem, și atunci e de datoria artistului să fie lângă, lângă cetate și să contribuie cât poate el de mult pentru a aduce o rază de speranță, de lumină. Tocmai de asta și repertoriu am încercat să-l adaptăm mai mult într-o zonă lejeră, chiar dacă unii poate au blamat acest lucru, dar am ținut cont de starea de spirit de moment. Și atunci am zis că, și oricum, aerul liber presupune clar un anumit gen de spectacol. Nu poți să joci orice fel de spectacol de teatru în aer liber. De asta ele sunt... E bine atunci când sunt gândite special pentru exterior. Ea a devenit de altfel acum și pentru mine o condiție de bază referitor la regizorii cu care am intrat în contact ca următoarele producții pe care le vom avea să poată fi jucate atât în interior cât și în exterior. Domnule manager, conduceți un grup de actori minunați, extrem de pasionați de ceea ce fac. Și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, sunteți foarte pasionat de, de teatru. Ați venit cu un suflu nou atunci când ați câștigat manager la Teatrul Dramatic Elvira Mă bucur că se vede asta. Teatrul Stradal a prins foarte bine în centrul municipiului Târgu Îmi pare că e o condiție de bază pentru noi să ne adaptăm vremurilor în care trăim. Și cred că arta, în general, Chiar dacă iară sunt convins că unii vor blama ceea ce spun, e nevoie să iasă în stradă. Și slavă Domnului, avem exemple de la case mult mai mari. Dacă ne gândim la ceea ce făceau mari artiști ai operei mondiale, operei clasice, care făceau acele concerte pe stadioane, în piețe, dacă ne gândim la Pavarotti în France, scoteau, să spunem, Sacrul afară, în stradă, pentru toată lumea. Pentru că, nu știu, astea sunt vremurile pe care le trăim. Aia nu înseamnă că nu trebuie să tindem și să educăm în continuare publicul spectator, dar de multe ori se ratează întâlnirea. Pentru simplu motiv că a veni în centru la, la, la teatru nu e un, o obișnuință, din păcate, încă pentru noi, dar, pe de altă parte, este și de înțeles. Pentru că mai e nevoie de cel puțin vreo 20 de ani ca să putem spune că avem tradiție, cu adevărat. Și aici nu exclud ceea ce a însemnat mișcarea teatrală de-a lungul istoriei încă de la Stancioviș Brănișteanu până în prezent. Dar mai durează până când acel abonament la teatru sau bilet devine moștenire de familie. Când astăzi mai degrabă copilul îl trage pe matur exact, în sală și asta am văzut duminicile când jucam la matineu. Sau de la ora 12, că la un copil veneau doi maturi, fie bunic, fie mamă, fie tată, fie o altă rudă, ceea ce și pe noi ne obliga cumva să ținem cont în montările pe care le avem, să se adreseze unui spectru foarte larg de, de spectatori, nu doar celor mici, care normal merg pe linia de bază a poveștii, dar să fie inserate tot felul de artificii astfel încât să aibă satisfacție și maturul când vine la un spectacol. Și aici, în primul rând, vorbim de calitate. Cred că asta a, a făcut, de fapt, nu pot să spun că am făcut mare lucru. În primul rând, am încercat să nu stric ceea ce au făcut cei de dinaintea mea. Și îmi pare o condiție de bază în orice preluare de ștafetă, indiferent de domeniul despre care vorbim. Și uh, suflul, de fapt, uh, nou, cred că îl dau tinerii pe care i-am. Uh, I-am cooptat. De fapt, tot proiectul meu de management s-a bazat pe ceea ce înseamnă resursă locală. Și har Domnului Gorjul ăsta e o minune din punctul acesta de vedere la nivel național și am mai avut ocazia să mai lucrez prin alte teatre, în alte județe, în alte orașe. Dar atâta talent pe metru pătrat ca în Gorjul n-am. N-am întâlnit pe nicăieri. Și mă bucur că avem această resursă locală care uh, a pornit foarte bine de la Festivalul de Teatru pentru Elevi născut acum mulți ani și care, împreună cu ceea ce se întâmplă la Liceul de Artă, au adus peste 70, dacă nu chiar anul ăsta, au mai intrat încă vreo 5, numai din ce știu eu, din ce am pregătit eu. Cred că depășim 80 de, de tineri care au urmat această cale, fie a actoriei, fie a regiei, fie a teatrologiei sau a scenografiei, aici mai avem de, de forat, dar semnele sunt foarte bune. Marea majoritate au terminat și uh, ar fi fost absurd să aduc oameni din alte județe, din alte părți, care ar trebui să le plătim și cazare și să aibă cât de cât un, un rost și o continuitate față de acești copii care sunt de aici și care uh, de care este foarte mare nevoie noi neavând atât, nu excelent pe, pe capitolul tineret. Și cum uh, ne adresăm în primul rând tineretului, e clar că avem nevoie de tineret. Aia nu înseamnă că nu ținem cont și de de categoria cealaltă a actorilor care sunt trecuți de prima tinerețe. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Doamne ajută să fie bine în 2021. Sunt convinsă că aveți multe proiecte interesante pentru anul viitor, dar să scăpăm de pandemie. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Vă mulțumesc pentru prezență. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Interviul Zilei. Domnul Cosmin Brehuță, managerul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din municipiul Târgușu a fost invitatul nostru. Eu sunt Daniela Gapșa. Vă mulțumim pentru atenție. Gata. Vamos